contribuabilii cu restanțe vor achita începând din această lună o penalitate de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, care înseamnă un nivel anual de 7,3%. În prezent, nivelul penalităților este calculat în funcție de perioada de întârziere. Dacă stingerea obligației restante se realizează în primele 30 de zile de la scadență, nu se datorează și nu se calculează penalități de întârziere. Între 31 și 90 de zile, nivelul penalităților de întârziere este de 5%, iar după 91 de zile ajunge la 15%. Actualul sistem încurajează plata voluntară până la împlinirea termenului de 90 de zile de la scadență, iar după acest termen, contribuabilii nu mai sunt încurajați să achite impozitele și taxele, deoarece penalitățile rămân de 15%. Cei mai mulți dintre angajații care au primit tichete de vacanță în ultimul an au ales să meargă în concediu pe Valea Prahovei și Brașov, în stațiuni balneare și în stațiunile de pe litoral, potrivit Sodexo. Alte destinații turistice preferate de beneficiarii de tichete de vacanță au fost mănăstirile, orașul Sibiu, Maramureșul și Delta Dunării. De asemenea, principalele domenii de activitate din care provin cei mai mulți dintre salariații care au primit tichete de vacanță au fost industria chimică, metalurgică, distribuția și serviciile. Tichetele de vacanță beneficiază în prezent de cea mai importantă facilitate fiscală din categoria beneficiilor extrasalariale, de 4.500 de lei pe an pe angajat. Cercetarea Sodexo arată că peste jumătate din beneficiarii tichetelor de vacanță provin din companiile mari, cu peste 1.000 de angajați, în timp ce 21% lucrează în companii cu 500 până la 1.000 de angajați. Pentru sumele acordate sub forma tichetelor de vacanță, angajatorii sunt integral scutiți de la plata contribuțiilor sociale, aceștia plătind doar impozitul pe venit de 16%. Tichetele de vacanță sunt acordate numai de către companiile private. În prezent, instituțiilor din domeniul public le este interzisă acordarea acestui tip de beneficiu. Doamnelor și domnilor, jurnalul economic se încheie aici. Sunt Veturia Fechete, vedeți în continuare cursul valutar al zilei.